Bună ziua, bună ziua la toată lumea! Prieteni, am venit cu Alina la oraș. La un oraș așa mai mare decât Strehaia. Aproape nu-i departe, nu suntem la distanță mare așa. Și am venit tot așa că aveam treabă. Și mai mult, Doamne ferește, când am văzut ce e acasă de zasul, de dimineață porcul tăia la mine la scară, când să cobor scara, porcul în scară. Am mai văzut așa ceva, mașina lui Alina acolo, pârleau porcul pe lângă mașină. Bine că am plecat, i-am lăsat cu totul și am plecat de acasă. Am vrut să iau și pe Leonardo cu mine, s-a urcat în mașină, după aia a coborât, că a văzut porci, cu... s-a răzgândit imediat și știți cum e, cum mai am grijă, na. Că-i treabă pe acolo și ursul ce să facă și Georgiana, vă dați seama. Că i-a zăpăcit patroana Sihi pe toți, patroana cu Leo, i-a zăpăcit pe toți, până și pe fete. Și am venit pentru că avem și noi treabă și bine că am mai făcut și ieșirea asta, să mai împline și mie bine. Aer, alt aer decât aerul ăla din Strehaia, din curtea aia, Doamne, cât balamonul, că mă vai, da, așa e. Să nici nu știam că tăie porci, a tăiat porci și uitați cât e de cald. Dar ce o să fac acum? Cred că bagă sare ca să țină, să nu se strică carnea aia, pecile pentru rânză. Vă dați seama că sare. Trebuie sare multă, multă și nu o să le mai mănâncă deloc. Sau dacă nu ferească Dumnezeu să nu se strică carnea. Nimeni nu taie porci acum, pe vremea asta, nimeni, absolut, până nu dă frig un ghețu. Așa era obiceiul. Ăștia se lănește și n-au de foame. Ăștia până nu taie acum să mănâncă o pecie, două, nu se lasă. Îți leșinați oamenii, leșinați de foame. Că mâncare, mâncare. Cred că e și alinge și fiul auzi meu. Auziți și voi, Ion Dileau doarme și la ora asta, auzi, de ieri. Se trăiește la 2-3, Ion Dileau. Niciodată, că care nu muncește nimic. E bun la o sabie beată în comă. O fi în comă. Nu știu ce are Ion, dar Ion se trecea dimineața, se ducea după bere, după alea la magazin, după cafea. Îi lua cafea. Doamne, ce lua. Liniștit, bine că a plecat Ion din Balamuc. A plecat de acasă. Și așa ce făcea? L-a trimis patroana la bucătarul și dormea în dubă, în spate. Foarte bine că a dat de căldură acolo la Alina apartament, căldură, apă caldă, condiții. I-a ajutat Dumnezeu, că a fost și el chinuit, că a făcut pușcărie pentru nimica. Mă bucur pentru Ion, că doarme la căldură, se spală, mănâncă și el. Vă dați seama că e cu Mihail acum ce mănâncă ea, cumpără și lui, comandă și lui. Ce mănâncă ea, ce face acolo, mănâncă și Ion. Ion, i-a pus Dumnezeu. Acolo cu firând, că prinde mâini față. Am revenit din mașină, am umblat, am făcut pe aceea de toate. Mă doare, am dor la prieteni și am zis să-mi fac o radiografie aceea și aștept să o iau. Cam vreo 20 de minute. Păi, dar nu mai se pute toată gura, mă doare acasă, nu știu ce să mai acopăr gura. Și am făcut, sunt inflamată toată până pe nas, că aici așa mă doare, sinusurile. Am infecții, cred că acum vedem că am făcut o radiografie de aia, să vadă panoramică, pentru că vedeți că eu și pe aici așa mă doare, din cauza la dinți, la măsea, să vedem ce este. Am o măsea cu probleme, dar nu prea cred că e de la măseaua asta să fie toată durerea, nu știu ce, dinții, nu știu. Eu am făcut o lucrare la dinți la noi la Strehaia și nu știu ce am făcut acolo, poate na. Să nu fie nevoită să le dau jos. Mă doare toată gura, nu mai pot, îmi zbâng când e așa tot. Antibiotic. Am luat, Aline, am luat. Și degeaba, dar pe mine mă doare și sinusul, că aici o brad. Când a fost. De care? Parasinul. Am eu, le-am luat eu în jantă. Să iau și eu paracetamol. Nu știu, vedeți că sunt schimbată la fața mea. Hai, hai, că ți-am luat eu. Hai la mine. Eu... Las că e. Tot timpul trebuie să iau calmante. Chiar așa. Ce este asta, Nador? Că părăt ce dă mult, ce mai contează. Ce e bun apă. E bun. Suntem aici cu fanii. Ei acasă au făcut porcii praf. Căldura afară.
Hai să vă arăt și vouă. Ce vreme la voi, dar aici este foarte cald. M-am încintat de nu mai pot. Toată lumea la mâine că scurtă, dar ei am tăiat porci. Era, dar nu era cine știe ce frig. Nu e brumă, nu a dat înghețul acum. Au tăiat porci pentru că nu mai mâncase carne de mult. Chiar nu mai mâncase carne de mult. Vă dați seama, în fiecare zi carne. Și acum trebuia porci, pentru că trebuia niște carne mai proaspătă, mai gustoasă. Taiem porci, toată lumea taie porci, dar știți cum e. Mai aproape atunci de Crăciun. Plus, dacă taie acum, mai ia și atunci. Bravo lor să ia. E prea cald. Nu prea e timp acum de porci. Altceva ce să zic să mai vorbesc ei, că au făcut acasă dezastru, bă, la muncă, mă împasă mie acum. Asta e. Grăsime, pescare, nu e frică, au tăiat porc cu un scar acolo. Că el alunecă și așa nu merge bine pe drum și alunecă și dă cu capul, ferească Dumnezeu pe acolo. Ce să-i fac? Vă nu să-l țin acum în braț și să-l coboare scara, să-l cară. Pentru că e nebun la cap omul. A făcut un live, așa mă înțeles și atât m-am blestemat. Că nu i-am dat un pahar de vin roșu de casă, că am pictulat vinul și patru ani. Mi-a luat vinul care am muncit și l-am cules singur și l-am făcut. Bine și cu ursul, dar mai mult am făcut eu la el. L-a băgat toată în angajat. Ce-o mai fi acolo, l-a dus în birci. Și nici nu sunt închise, dar mici genuțelele, pentru că l-a băgat în birci, l-a ascuns. Și eu nu mai am văzut o vinul ca să-l închid. Și că nu-i dau vin să bea. Păi cum să-i dau vin să bea? Că Doamne ferească, că Dumnezeu face ceva, moare, rămâne pe conștiința mea că i-am dat vin. E nebun la cap și nu știam unii vinul. Și mă presema, știi cum, Aline? Da, pe live. Și n-are numai cum, ziceți voi, că de ce nu să bagă Aline și ursul să vorbească cu el? N-are cu cine să mai vorbești. Omul, ca să știți, și voi a luat ura, Ana. Acu te blesteamă, faci toate. La același TikTok. Și la, după aia el nu-și realizează. Omul e dus cu capul. S-a pus numai pe TikTok-uri, pe filmări. Poate să fie orice ar fi în curte, să rău, ca jos, din picioare, el vine și te filmează. Ca să facă bani. Să facă bani, să întrețină casa. Nu de altceva, să mai ducă, să mai umblă brambur, așa să plătească. Să plătească măcar dacă tot face bani. Dar ce facem că a dispărut Ștefan? Că el face mai mult ca mine. Eu am rămas un sfert din bani. Dar ce faci că a dispărut Ștefan? Că eu nu mai fac filmări. Omul, patronul. Nu mai am vizualizări, nu mai îmi bag bani. Ce? Și pe mine mă doare, nu mai pot. A dispărut Ștefan pentru că s-a săturat, să zicem, așa cum era el când mai vorbeam. Dar cred că s-a săturat sihic. O fi zis că poate mai stă mai bine sărac și liniștit decât că atâta balamuc n-ai cu cine. Nu am ceva cu ei, ați văzut că și eu mai eram contra cu el, că n-a... Da, chiar îi dau dreptate, pentru că și Alin și ursul suntem în acea situație, că n-ai cum să reziști. Cum să reziști cu oamenii ăștia? E greu, frate, e să greu. Aibă un om, șofer, cu mașină, dar omul ăla să fie de fier. Același om. Un robot! Dacă s-a invitat pentru Leo și pentru patroana să facă treabă, să nu pună, să n-aibă inimă în el. Un robot, ai văzut că sunt roboturi care se la restaurante? Robot? Da, așa le trebuie lor. Să le facă treabă, să nu fie om, că dacă e om și are inimă în el, să duce, să distruge, nu suportă presiunea asta, îți explodează capul, te dur la nebuni, ferească Dumnezeu. Un robot trebuie pentru ei să-i ajută să le facă treburile, dar și să le mai dea câte una câteodată. Le dea câte una în gură, să le satură. Prea merge gura, merge taca-taca peste tot, taca-taca-taca-taca, nebunește omul, cade jos din picioare, psihic. El, patroana și Colga. Hai mai ziceți că eu sunt răutăcioasă acum că vorbesc de ei. Păi merită soarta să vorbesc de ei, că și ei mi-au mâncat tinerețea, viața mea. Am mâncat și pe Alin și pe ursul și pe toți să stea la mâna lor, la ordinul lor. Cine sunt ei, împărață? Ce au făcut ei pentru copiii mei? Au făcut problemele care le am tras și le trag. Nu mi-au făcut niciun bine. Nu mi-au făcut niciun bine ăștia să-mi zic că hai că mi-a făcut cine știe ce, că mi-a rămas pereții casa înaltă de la patronul. Care Dumnezeu să lege și aprind lumânări tot timpul la biserică. Atât. Ei n-au făcut nimic. Patrona mai are puțin să vă pună la vânzare pereți. Asta mai are de făcut și cu Leo. N-ai cu cine să vorbești acasă, dar mi-e caz că de ce sclăvește pe copiii mei? Îi zăpăcește. Și până și pe ei e mici. Și la fată vorbiște așa, tare, brusc. E copil.
vorbește cu mine încet, că ai venit din pușcărie, nu i-ai mai văzut, dar tu că ești nebun, du-te la nebuni. Acolo să te duci. Ce, sunt eu obligată să-l sclăvesc? Bine că Alin e rușine, ursul tăcut, face așa după el. Dar nici așa bătaie de joc. Pentru ce? A, că-i tata lor, lasă-mă, că le-a distrus, le-a pus, blană le-a făcut. Pe toți. Le-a mâncat. Cât mai e Alin, strada de cafea? Ce faci cu patroan? Te așteaptă să tăi porcul cu ea. Să tăi porcul cu ea? Eu am zis, când o da frigo, o să-mi iau niște moșchi, să-mi fac niște rânză. E așa cum vreau eu. Nu broaște de la mare Alin. Nu mă așa să-ți vândă, să o sucă repede. Și o să-mi iau așa să-mi fac mai pecioase, niște cârnați, nu multe, dar pecioase, nu? Complimente cu alea, nu mulți, bătaie de joc, grăsime și toate alea. Cârnați așa buni pentru copii, să-mi fac separat să ia fum, pentru că nu mă bag, nu mă bag la porci, după patroana. Ne-am certat când a ieșit Leu din pușcărie, grav de tot, nu a fost pentru vizualizări, nu a fost minciună, a fost totul adevărat, real. M-au făcut de râs, au dat în mine și de ce să mai suport? Nu mai întrebi și gata. Deci bucătorul de ce nu a stat pe Olga să-i bătaie atunci? De ce n-a luat? Și Olga tot la mine acum stă. Bine a făcut Tomi, care are porc, acum are lemne, are murături, bravo. Ce zâmeți? Ești bine liniștit în oraș. Când intri pe poartă, parcă intri în iad. Serios vorbesc. Asta e adevărul meu. O să-mi fac și bucătărie, prieten, dar nu prea am fost hotărâtă. Ori bucătărie, ori să mă mut. Tu ce zici, Alin? Alin zice să facem bucătărie. Eu zice că... să facem bucătărie. Facem bucătărie sau gardul? Ce faci? Și bucătărie și gardul. Și tatu pe unde iasă? Păi, eu știu, facem poartă. Nu mai facem poartă. O să-i faci direct din cameră. Să iasă direct la bucătărie, afară ușă din camera lui. Din peretele ăla. Din camera? Din camera lui, direct la bucătărie să duce și nu mai are loc. Nu mai are contact cu holul al mic, cu noi. Direct din camera lui, iasă afară la mama lui. Da. Direct, ușă direct, prin gard, prin tot. Și trece. Atât. Pentru că camera și baia e a lui. Nu pot să-l dau afară pentru că unde să stea? Cu patronul în cameră. Are dreptul la camera lui și baia lui. Dar toate așa ce zic eu să le fac, toate trebuie să fac eu. Pe banii mei. Ei nu vor să facă nimica. Ei nu vor... Mai bine suportă și stă fără apă. Să ducem baie și stă fără apă, nu vine apă caldă, nu vine nimic, că nu-i presiune și nu dă banii să hidrofon. Vă dați seama că suportă, hai mai bine să stăm nespălați, că na. E bine, n-am mai dat drumul la mașina de spălat, dar ăștia am oprit tot, n-am mai lăsat să curgă apa afară, dar nu le pasă. Să face că nu vede. Nu vede nimic, nu vede un perete spart, un geam spart la ușă, să facem, să comunicăm, să punem geamul ăla, să facem frumos, nu. Le place cirmizerie și banul să iasă. Banul să iasă. Atât, în rest nimic. Cum banul să iasă, în rest nimic. Comentarii, ceva ce scrie lumea, nici nu se uită, nu interesează, nu afectează cu nimic. Vede ce înseamnă? Nu afectează absolut nimic. E mai bine așa, nu pune la suflet. I-aș ruga cărnații de porc. A, mai durează, da. Făcuți acasă, mi-e foame. Cărnații, mamă, la tigaie. Cu cartofi și cu mărături. Mărături ce-a făcut patroana. Da, crazi cum îi mâncam, cum îi faci? Îi faci. Nu știu, că nu prea vine să mă implic în porcii. Cum să fac eu? Să mă implic eu, să fac eu pentru ce? Ca o femeie de servici. De ce? Să le fac treabă, sclavă. Să-și facă, să-și plătească oameni. Unde sunt oamenii lui patroana? Unde duci oamenii? Oamenii lui patroana. I-a mâncat? I-a distrus? Tocmai când a tăiat porci, au lăsat-o. S-au săturat. Ce să suport? Pentru ce să suport la niște oameni duși cu capul?
Hai, domne, că au venit din pușcărie și s-au îmbolnăvit la cap. Hai, domne, că au venit de mult, sunt așa. Nu numai de la pușcărie, de când sunt, de o viață întreagă sunt așa. Toți, și Olga, și Leo, și Batana, de când sunt cei, de când s-au născut, așa sunt cu gura mare și să bârfească și să facă scandaluri. Numai acum, că pușcăria le-a făcut, pușcăria era bine acolo unde a stat. Nu le-a nebunit, n-au chinuit, au mâncat. Ce că au făcut? Au suferit, au bani și atât. Vorbește de toată lumea, nu mai consideră cine a ajutat, cine a făcut pachete, cine le-a ajutat cu bani, nu. Nu. Alin stătea în fiecare zi pe la pușcărie și câte nu-i făcea, câte nu-l ducea și... Nu mai să ține cont. Nimica. Faci bine atunci, pe moment, după aia să uită tot. Să uită că așa sunt niște nerecunoscători. Mai ales Luci cât i-a făcut pentru el. Și acum vorbește abirații, tâmpenii. Prieteni, cam atât, nu știu câte minute avem. Am zis să mai fac și o filmare, și așa am rămas jos de tot. Ce vrea Dumnezeu, că să fac, când mulțumim lui Dumnezeu, să-mi dea putere și atât. Cât o vrea el să fac, asta e acum, ce să mor acum, că face Leon, să fac toate tâmpenile lui să le filmeze. Asta e. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, plăcută. Vă pupăm, prieteni! Pa, pa!